Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 12-18 aprilie 2020 pentru zodia vărsător. Să vedem vărsătorii cum vor sta din punct de vedere sentimental în această săptămână. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. Concursul va continua și în această săptămână, iar întrebarea este ce vă face fericiți sau ce v-ar face fericiți. Dacă doriți să participați la concurs, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, să răspundeți într-un coment la această întrebare și, bineînțeles, să fiți abonați canalului meu. Puteți câștiga o etalare personalizată, să știți. Bun. Voi mai extrage vreo două, trei cărți în plus. Vă dau mai multe informații, mai multe detalii vis-a-vis de ceva sau să lămurim ceva din etalarea propriu-zisă. M-am gândit că tot ce vine în plus este binevenit, așa că dacă pot să vă ofer mai multe informații în plus, de ce nu? Să vă arăt recunoștința mea pentru că îmi sunteți alături și vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lucruri. Bun. Văd că aveți aici de-a face cu persoane zodiei de apă, ras, scorpion, pești, dar și cu zodia leu. Și cu zodiile de aer, ca și dumneavoastră, gemeni, balanță, vărsător, nu exclud nici vărsătorul, pentru că putem să cred că pot fi relații de dragoste și între vărsător cu vărsător, de ce nu? Mai avem și zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, predomină foarte mult capricornul. Zodiile care predomină etalarea dumneavoastră sunt leu, capricorn și săgetător. O conexiune un pic mai puternică cu aceste zodii. Văd aici în unele cazuri că poate sunteți între două persoane, între doi bărbați sau poate dacă în cazul în care sunteți dumneavoastră să aveți un rival în dragoste. Dar aici cumva văd că lucrurile încercați să le țineți sub control cumva, vă controlați emoțiile, vă controlați stările cumva, pentru că undeva în adâncul sufletului dumneavoastră suferiți foarte mult. După o dragoste din trecut, unii dintre noi, poate a revenit în viața dumneavoastră, dar acum acea persoană este deja implicată într-o altă relație sentimentală și dumneavoastră ați dori să fiți cu ea. Deci nu aș exclude nici varianta aceasta. Bun. În cazul în care, nu știu, v-ați despărțit de o persoană în zodie de apă, scorpion, pești sau de un leu sau de gemeni, balanță sau de ce nu, de tot de un vărsător ca și dumneavoastră, văd foarte multă suferință. Aici putem vorbi de o relație de lungă durată care a fost și s-a terminat. Foarte multă durere aici, foarte multe lacrimi, nopți nedormite, poate ați fost abandonați unii dintre dumneavoastră, poate acea persoană nu a vrut să-și asume o anumită responsabilitate sau nu a vrut un angajament serios alături de dumneavoastră și a preferat să plece, să-și vadă de viață sau pur și simplu să își dorească altceva, dar nu alături de dumneavoastră. Veți reuși să depășiți aceste momente, să știți, pentru că este ceva trecător. Și o să vă reveniți, pentru că aici știm să cred că în unele cazuri veți întâlni pe cineva din senin, după colț, cum ar veni și să simțiți că este alesul sau alesa inimii dumneavoastră, o să simțiți o conexiune foarte puternică cu acea persoană, dar nu veți ști. E un fel de dependență aici, o să vă creeze dependență. O să aveți impresia că v-ați îndrăgostit la prima vedere și că totul este foarte frumos. Dar aveți grijă să nu fie ceva toxic, de fapt, să nu fie o relație pe care vă doriți, pentru că cu timpul s-ar putea ca acea persoană să fie o persoană foarte violentă, să vă vorbească urât, să fie, nu știu, poate are anumite vicii, dar o să vă fie foarte greu să o depășiți sau să vă despărțiți, cu toate că vă nemulțumește foarte tare, veți simți o oarecare stabilitate lângă acea persoană. Aici lucrurile sunt un pic cam complicate, să știți. În alte cazuri, e posibil să reluați legătura cu o persoană din trecut cu care ați avut o relație de prietenie, poate ați fost amanți sau iubiți, dar văd că acea persoană reapare în viața dumneavoastră, poate veți comunica, nu știu sigur sau nu este sigură situația dacă veți relua relația, pentru că aici au rămas niște lucruri din trecut, poate niște răni pe care nu prea puteți să le abandonați, să le lăsați în urmă, dar acum depinde de dumneavoastră și de acea persoană, cum veți evolua relația
Să vedeți dacă puteți clădi ceva sau nu. Dar ideea e că s-ar putea ca de data aceasta să aibă intenții mult mai serioase, să dorească mai multă stabilitate, să-și dorească un angajament serios, să fie alături de dumneavoastră din toate punctele de vedere. Mai ales dacă aveți de face persoane zodie de pământ, ori fecioară capricorn. Bun. Văd povești de dragoste foarte frumoase, noi începuturi riscante, să știți, în unele cazuri. Deși pe de parte vă simțiți foarte mulțumiți, foarte satisfăcuți din punct de vedere sentimental, e posibil să fi căzut sau să cădeți într-o ispită. Aici văd foarte multă atracție din punct de vedere intim, dar vă place, sunteți dependenți de aceste lucruri și nu prea vreți să renunțați, e ca și cum ați fi, sunteți foarte posesivi legate de aceste relații, în legătură cu aceste relații. Pot apărea și sentimente în astfel de relații, nu zic nu, nu doar din partea dumneavoastră, ci și din partea celelalte persoane. Văd aici, conexiunile astea pot fi cu persoane zodia Capricorn, Săgetător, Rac, Scorpion, Pești. Aceste predomină. Într-un fel există foarte multă stabilitate în astfel de relații, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, adică cel intim, dar pe altă parte, aici vorbim de foarte multă gelozie. Ideea aceasta de nu te las, fac orice, nu mai stai cu mine, plus, pe de altă parte, foarte multă nemulțumire în alte cazuri și dezamăgire, adică nu este tot, nu este exact ceea ce v-ați dorit dumneavoastră, v-ați dorit ceva mai mult, să v-ați imaginat lucrurile altfel, de ele nu sunt exact așa cum le-ați văzut dumneavoastră, dar problema este că v-ați îndrăgostit și acum vă este cam greu să vă detașați de aceste plăceri sau de această persoană, adică tindeți să rămâneți în continuare în această relație, chiar dacă este bazată strict de punct de vedere intim, doar să nu scăpați de mână această persoană. Aici să știți că vorbim de o relație destul de toxică, de nesănătoasă, adică care nu vă poate oferi un viitor, nu vă poate oferi o siguranță, ci cu timpul aici putem vorbi de foarte multă posesivitate, foarte multe crize de gelozie, vorbe aruncate la nervi, urâte. La un moment dat, persoana respectivă poate deveni foarte violentă verbal cu dumneavoastră și nu știu cât veți mai rezista. Pe de altă parte, în alte cazuri văd că veți începe o nouă poveste de dragoste. Foarte frumoasă, comunicați cu cineva și o să vă înțelegeți foarte bine cu această persoană, posibil să fie în zodia Săgetător sau Rac, Scorpion, Pești, o să vă înțelegeți foarte bine cu această persoană, dar pe de altă parte se creează și un echilibru aici, poate faceți și un compromis să faceți relația să funcționeze. Pe de altă parte, puteți să vă împăcați cu cineva de care v-ați îndrăgostit. Aici văd că veți căuta o cale de mijloc să vă înțelegeți, să vă găsiți, să faceți un oarecare echilibru pentru a vă putea înțelege bine și pentru a putea continua relația. Deci sunt șanse să vă împăcați. Șanse destul de mari, să știți. Doar că trebuie să găsiți o cale de mijloc aici, un numitor comun și să scăpați de dezechilibrele emoționale din trecut sau ceea ce a fost negativ în aceste relații. Să începeți sau să reîncepeți relația cu dreptul. Aici este secretul. Haideți să vedem 2-3 cărți în plus. A ieșit turnul, ceea ce nu-mi place. Mai avem aici, așa, și să mai vedem încă una. În alte cazuri, dacă aveți de-a face cu persoane zodiei de foc, berbec, leu, săgetător, oricum, berbecul nu a ieșit, dar aveam leu cu săgetătorul. Ei bine, ce pot să vă spun? Unii dintre dumneavoastră în această săptămână veți primi o veste care vă va șoca pur și simplu. În unele cazuri poate fi una pozitivă, în altele nu. Dar de obicei turnul când apare nu oferă vești pozitive, nu oferă un șoc emoțional bun, plăcut. De obicei apare atunci când dumneavoastră nu vreți să faceți o schimbare, nu vreți să puneți punct unei situații sau unei relații care este foarte dăunătoare sau în care nu vă simțiți bine și în care vă complaceți cumva. E bine, atunci intervine turnul și face schimbarea pentru dumneavoastră. Pune punct acolo unde trebuie pus punct. Vorbim aici de o schimbare bruscă,
Dar să știți că după un timp, chiar dacă pe moment nu o să vă convină sau să aveți parte de neplăceri sau, nu știu, să suferiți, o să plângeți de ce vi se întâmplă dumneavoastră, apoi o să vă dați seama că, de fapt, a fost cel mai bun lucru, pentru că dumneavoastră sunteți foarte fericiți, sunteți foarte împliniți, veți putea cunoaște o persoană. Vă văd mult mai încrezători și mult mai, nu știu, implicați în ceea ce va urma. Deci trebuie să renunțați la tot ce este dăunător în viața dumneavoastră și să lăsați lucrurile pozitive să vină în viața dumneavoastră. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un comment și să vă abonați canalului meu. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981 520. Eu vă doresc multe împliniri în această săptămână și să aveți parte de cât mai multă iubire și fericire și căldură sufletească. La revedere!